5 persoane au luat nota 10 la Marea Dictare Națională, eveniment ce a avut loc pe 31 august de Ziua Limbii Române. Alți 57 de participanți au primit nota 9. Astăzi a avut loc festivitatea de premiere a celor care au dat dovadă de o bună cunoaștere a limbii române. Câștigătorii concursului spun că dictarea nu a fost grea, iar rezultatele obținute au fost peste limita așteptărilor. Printre cei 57 de participanți care au obținut nota 9 la Marea Dictare Națională sunt 7 profesori, 9 elevi, 9 studenți, lucrători din domeniul educației, specialiști din domeniul comunicării, al jurnalismului și al medicinii. Aceștia au primit câte 2 bilete la Teatrul Național Mihai Eminescu și câte 2 cărți de la edituri din Republica Moldova și România, participante la Salonul Internațional de Carte Bookfest. Iar cele 5 persoane care au obținut nota 10 s-au ales cu vouchere în valoare de 2500 de lei la o rețea de librării. A fost un exercițiu, zic eu, util și interesant pentru mine. Nu m-am așteptat la așa rezultate, cu toate că în timpul scrierii nu mi s-a părut dificilă dictarea. Am participat la dictare din interesul de a sărbători Ziua Limbii Române într-un mod mai unic și mai memorabil. Mi-a plăcut foarte mult textul care a fost dictat în cadrul Marei Dictări Naționale. A fost unul memorabil și cu un mesaj foarte profund. Le recomand din suflet altora să participe în cadrul acestui eveniment, pentru că, într-adevăr, este o experiență memorabilă. La momentul scrierii dictării din cadrul Marii Dictări Naționale am trăit emoții pe care le-am avut doar în anii de studenție. Noi, ca cetățeni ai Republicii Moldova, trebuie să ne vorbim și să ne scriem limba maternă corect. Este a doua mea experiență de acest gen. Am venit pentru că limba română este aproape de mine din copilărie. Nu am avut niciun fel de așteptare. Eu m-am dus să particip la această dictare națională cu scopul de a mă evalua pe mine personal și de a-mi aprofunda cunoștințele. Ministrul Educației Dan Perciun a îndemnat cetățenii să participe la următoarea dictare națională într-un număr mai mare. Anul ăsta am avut 5 câștigători din 450 de participanți, deci o competiție destul de acerbă. Sperăm anul viitor să avem mai multă lume cu note de 10. Îndemnul este să ne pregătim de dictare, să cizelăm limba română, să ne asigurăm că o vorbim și o scriem corect. Știind rezultatele, pot să zic că n-a fost un eseu simplu. Pe 31 august, de Ziua Limbii Române, la Marea Dictare Națională au participat peste 450 de persoane, adulți și copii.